În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, mesajul Evangheliei de astăzi l-ați auzit chiar din gura Mântuitorului, încă din citirea primei Evanghelii. Acest soi de demoni iese doar cu post și rugăciuni. Deci, de fapt, este esența întregii ortodoxii, comprimată în două virtuți. Curățirea trupului de patim și rugăciunea, înălțarea sufletului la cer. Ca să încăpeți mai bine și să fiți mai atenți, concentrați-vă ușor puțin și mai în față, ca să nu se împingă cei de la ușa așa atent. Nu stați prin genunchi, că mai ocupați câte 6 metri pătrați. Și așa cum ați fost atenți și v-ați concentrat la citirea Sfintei Evanghelii, ați văzut că Evanghelia este formată din două pericope astăzi. Una a fericirilor, deci Evanghelia Cuviosului, este vorba de Ioan Scăraru, a cărui duminică o prăznuim, și ce trebuie să știți în două cuvinte despre Sfântul Ioan Scăraru? El este cel care a binevoit să scrie viața călugărilor îmbunătățiți din pustiul Sinaiului, undeva prin secolul 5-6, a intrat de tinerel în mănăstire, de pe la 16 ani, s-a format sub 2 duhovnici sporiți, adică 2 călugări sporiți, și a scris o carte ce se numește Scara, care are 30 de trepte sau cuvinte de învățătură pentru despătimire, pentru lepădarea de lume, și în general ea este o carte călugărească pentru unirea cu Dumnezeu. Dar așa cum am spus, la botez fiecare creștin primește acel har al Sfântului Duh prin pecetuirea cu marele mir și altoirea în Hristos în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și atunci în taina Sfântului Botez, în rugăciunile sau exorcismele care se citesc, într-un anumit loc spune așa: și fă-l pe el ostaș vrednic și oaie cuvântătoarea turmei tale, păzindu-l până la sfârșit. Deci iată că este o atribuțiune pe care noi trebuie să o păstrăm, cea de ostaș în Hristos, adică apărător al învățăturii celei drepte, sau apărător al dreptei credinței, sau apărător al Sfântului Botez, sau apărător al tainei acestea a Sfântului Botez. Deci suntem deopotrivă și purtători și mărturisitori. Asceza, ca să înțelegeți ce înseamnă, este starea de rugăciune. Postul, ce înseamnă, este starea de curățire. Acest element îl întâlnim cu predilecție numai în viața monahală, cu predilecție numai în viața creștină și, dacă vreți, și în viața băbuțelor îmbunătățite, a văduvelor, a familiilor evlavioase și chiar deopotrivă pot să spun, și asta am amintit întotdeauna și am să o repet și astăzi, mă bucur că auditoriul nostru este 50% parte bărbătească și 50% parte femească. E o mare realizare duhovnicească ca atât soțul și soția să fie duminica în Sfânta Biserică, pentru că de obicei femeile sunt cele care merg la biserică, dar de obicei bărbații sunt cei care merg cel mai puțin. Ei, faptul că aici de față avem jumătate bărbați și jumătate femei, cum scoate sau, dacă vreți, pune accentul pe faptul că și bărbații sunt la fel de receptivi ca și femeile la cuvântul lui Dumnezeu și la lucrarea duhovnicească, numai că trebuie să-i stimulezi și să-i trezești mai atent, pentru că și ei sunt cei care participă la potir, la Sfintele Taine și la lucrarea duhovnicească din biserică. De obicei, când te duci pe la țară sau prin parohiile mai uitate de Dumnezeu, unde și acolo Duhul Sfânt se coboară în Sfânta Liturghie, găsești câte 4-5 băbuțe bătrâne uitate de timp și de vârstă, care sprijină strana sau cântă un răspuns la strană. Iată aici, strana este formată numai din oameni tineri, iar în partea bărbaților, în partea dreaptă, ca brazii până în spate, deci reprezentanții, dacă vreți, creștinilor care vin să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Și întorcându-ne în Evanghelia de astăzi, acum pot să vă spun că este vorba despre o pericopă evanghelică care se leagă
de vindecarea unui duh mut, unui duh îndrăcit, care chinuia pe un bet copil și îl scutura ori de câte ori era nevoie. În tabloul de față avem patru elemente categorice. Un învățător puternic, care este Iisus Hristos. Și ați văzut că dracul n-a ieșit decât la poruncă, asta vreau să scot în evidență, de satana nu iese când vrem noi, ci doar când îi se poruncește de către Dumnezeu. Acesta este elementul principal în predica de astăzi. Și luându-l de mână, a certat pe Duhul cel rău, zicând, să ieși din omul acesta. Și el, răcnind și făcând zgomot și impresie, a plecat. Iar copilul a rămas ca mort. Deci iată simptomele unei demonizări în toată regula și nu circul și caragiu pe care îl întâlnim noi în zilele noastre, cu acele demonizate care vin și fac circ prin biserică și n-are ce le bate cu o jordie la fund, pentru că după o căruță de păcate uită că trebuie să pocăiască, dar în schimb să demonizează. Această demonizare sau îndrăcire a omului vine din trei factori primordiali. Lipsa de post, ceea ce a spus astăzi Mântuitorul, și lipsa de rugăciune. De fapt, în momentul în care Mântuitorul vine și îi ceartă pe apostoli, că apostolii au întrebat, Doamne, dar noi de ce n-am putut face asta? Mântuitorul a dat un răspuns în care a bătut șaua ca să priceapă calul. Acest soi de draci nu iese decât cu post și rugăciune. Acum mă întreb eu și vă las temă pentru dumneavoastră. Cine erau de fapt cei care aveau nevoie de post și rugăciune? Poate chiar părinții copilului, că tatăl a spus, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Deci se vede că nici acesta nu postea și nu se ruga. Poate că fariseii Vechiului Testament și conducătorii bisericii de acolo din Sinedriu, poate nici ei nu țineau post sau rugăciune și era nevoie și la ei de o curățire. Sau poate chiar s-a adresat și apostolilor. Vasile Gondicachis, un mare scriitor grec, spune așa, că atunci când Mântuitorul a spus că e nevoie de post și rugăciune, a vrut să arate apostolilor că ei trebuie să fie întâi modelul de rugăciune și postire atunci când vor fi în toată lumea răspândiți pentru răspândirea creștinismului, pentru că ei inclusiv au nevoie de pregătirea sufletească pentru a putea discerne și înțelege tainele acestea ale lucrării duhovnicești. Deci nu poți să te scoli de la masă sătul și să faci minuni. Nu poți să te scoli de la televizor sătul și să faci minuni. Nu poți să te scoli după friptură, nuntă și dezmăt să faci fripturi. Aceasta referindu-se la creștinii noștri care ar dori să fie credincioși și evlavioși sau ar dori să postească și să se împărtășească, dar vin cu aceeași consecvență și delicatețe în vocabular. Părinte, e postul cam lung, avem servicii, avem probleme, să știți că nu prea am postit, nici n-am avut timp să gătim de post, deci sunt conștienți că se putea găti de post. Dar spune, poate o să ținem 2 sau 3 zile. Da, țineți 2-3 zile, că Dumnezeu o să vă ajute 2-3 minute. Adică trebuie să înțelegem că elementul post este primordial unui suflet ticălos. Deci ticăloșenia noastră sufletească poate să crească prin trezvia postului. Postul este o armă a virtuții, nu cardinale, ci a virtuții obștești. În momentul în care părintele Cleopa folosea termenul, unui cal îi dai mult ovăs, îți răstoarnă căruța. Ei, dacă îi dai mai puțin ovăs, merge în buiestru și duce încărcătura. Cam așa este și cu trupul omului. Dacă în perioada postului îi dai puțină mâncare de post, este mai cumpănit și mai cumpătat și mai îngăduitor. În momentul în care omul bea sau mănâncă peste măsură, automat și mărturia viciilor sau suma tuturor răutăților din interior se manifestă prin patim în afară. Înjurătura, furtul, desfrâul, nestăpânirea, fumatul, beția, urgia, cearta, scandalul, panorama, toate la un loc. Dar ce trebuie să iasă în evidență aici? Același Mântuitor Iisus Hristos i-a lăsat pe ucenici să scoată demonul. De ce n-a făcut-o el din prima? Mântuitorul spune că nici nu era de față în clipa când ucenicii s-au chinuit să-l vindece.
Este o încercare a noastră și o reverificare că indiferent de situație nu putem face lucruri fără Dumnezeu. De aceea și în Pateric era o pildă că Sfântul Antonie trecând, dacă ați putea închide ușa, ar fi bine că n-ar avea curent. Ceilalți de asta v-am pus să vă concentrați pentru că vă vâjie urechi. Deci Sfântul Antonie a văzut unul strigând într-o groapă. Vă leu mor! Dar ce ai pățit, mă, omule? De 3 zile postesc! Și Sfântul Antonie a zâmbit așa, la modul duhovnicesc, și a spus, auzi, de 3 zile, dar eu câte 40 de zile postesc și n-am nimic. Și atunci se aude glasul lui Dumnezeu. Da, Antonie, da, cu darul meu. Deci, vedeți? Și postul este o virtute dumnezeiască. Deci când ne apucăm de o lucrare duhovnicească, trebuie să facem în așa fel să ne pregătim și duhovnicește de lucrare. De-aia mai în glumă, mai în serios, când începe postul, biserica a obișnuit prin slujitorii săi să dea oamenilor binecuvântarea de post. Părinte, binecuvântat să meargă postul. Și atunci asigur că postul merge foarte bine. Și nu mă întorc la istorioara, pentru că la canonul mare unii ați fost și ați auzit-o. Tânărul care era novice la bătrân, în momentul când a început postul, i-a pus pâinițele lângă el, psaltirea, vasul cu apă și după ce l-a binecuvântat, bătrânul s-a pus în scaun și s-a pregătit de rugăciunea lui Iisus și a fost răpit la cer. El tot se trezea, vrea să mănânce, că mai era obosit, vedea că bătrânul stă cu ochii închiși, să gândea să nu-l deranjeze, să gândea să nu-l supere, să gândea să nu-l întristeze. Și a stat așa și n-a mâncat. Și tot s-a rugat și deodată aude în ușă. Cioc, cioc, cioc. Da, cine acolo? Eclesiarhul mare. Veniți că e joia mare, e spălatul picioarelor. Și atunci bătrânul se trezește și întreabă, ce e, fiule? E joia mare, părinte. Ne cheamă la sobor pentru spălatul picioarelor. Păi cum, și tu n-ai mâncat de atunci? Păi dacă te odihneai, n-am îndrăznit să te trezesc. Deci, vedeți, unde pune Dumnezeu harul, cum postul merge de la sine. Deci în momentul în care începeți să postiți, trebuie să știți, cum spune și Ioan Scăraru, limita începutului duhovnicesc, adică partea de jos, pedestalul, temelia. Când ai o foame nebună și nu mai știi ce să mănânci și tot bagi, ăla-i dracul nesațiului, vine să-și bată joc de tine. Deci ăla tu nu înseamnă că nu vrei să postești. Ăla-i satana care nu suportă postul tău. Când mănânci normal și nu cârtești și ți se pare firesc postul, e darul lui Dumnezeu care te întărește. Iar cei care țin cu zilele nu mai comentăm. E o mică virtute, dar nu trebuie să înalță cu mintea, pentru că era un călugăr în pustie și a venit un oarecare alt călugăr la el și a spus așa, părinte, tu cum te nevoiești? Păi eu postesc. Și bătrânul a zis, păi hai câteva zile la mine să ne nevoim împreună. Și tânărul i-a spus, da, voi merge la tine să ne nevoim împreună. Și când a intrat în chilia lui, bătrânul din respect i-a pus 3 pesmeți pe masă sau 5, i-a muiat în apă cu oțet, cum să mânca în pustie, deci nu era pulpe de pui, nu era cașcaval de post, nu era crembuș de post, era pâine uscată, muiată în apă cu oțet. După ce i-a pus bătrânul în față, din respect sau din cuvioșie, fratele a mâncat doar 2 sau 3 pesmeți, bătrânul a mâncat vreo 6. Și el a zis în sinea lui, bă, da, mult mănâncă bătrânul ăsta. Bă, da, ăsta n-are înfrânare. Și atunci s-a ridicat împotriva lui războiul patimii îmbuibării și a desfrânării. A tăcut din gură, s-a dus la chilia lui și peste câteva zile vine la bătrânul foarte tulburat și îi spune, părinte, nu știu cu ce am greșit lui Dumnezeu, dar atât observ un singur lucru. De când am fost la tine, am un război al desfrâului și am un război al lăcomiei și al mâncării și bătrânul îi spune cu bunătate, frate, poate ai judecat pe aproape de tău. Uite, eu n-am ținut cont, eram obosit și flămând și ție ți-am pus doar 3 sau 5 pesmeți și eu am mâncat mai mulți. Da, bătrâne, te-am judecat. Și atunci bătrânul îi spune, ai să scapi
de acest război, dar trebuie să mă asculți pe mine. Te duci în cetate, îți iei 10 kg de carne și 5 pâini mari. Pâinile mari, 2 unci, însemna 2 kg. Și zice, toată săptămâna viitoare ți le binecuvintez să le mănânci pe acesta. El n-a zis nimic, a tăcut. Măi, dacă așa zice bătrânul, așa am făcut. Și când a venit peste sfârșitul săptămânii, îl întreabă bătrânul, ei, cum a fost? Părinte, n-am mai avut niciun gând și nicio poftă. Ai văzut, frate? Ține minte. Vreasc de vreasc se deosebește. Om de om se deosebește. Nu a tuturora pustia. Nu a tuturora călugăria. Nu a tuturora pusnicia. Nu a tuturora viața de obște. Ci fiecare om în rândul cetei sale. Cel ce mănâncă pentru Domnul mănâncă și mulțumește lui Dumnezeu. Cel ce nu mănâncă pentru Domnul nu mănâncă și mulțumește lui Dumnezeu și nu judecă pe cel ce mănâncă. Și uite așa, frate, ne mântuim. Deci ați înțeles? Deci atunci când postim, etalonul nostru este Hristos, cel care a flămânzit 40 de zile în pustie, nici de cum soacra sau coana Ileana sau vecina sau prietena sau colega, nu ne interesează pe noi de ce mănâncă unul cu lapte sau cu brânză, de ce mănâncă cu ulei sau fără ulei, de ce mănâncă uscat sau ud, de ce mănâncă de 3 ori sau de 4 ori. Deci fiecare își înfrânează trupul său și după voia lui. Acum, dacă ne întoarcem din nou în miezul Evangheliei, vom vedea acolo că la un moment dat tatăl copilului povestește Mântuitorului un lucru frumos. Frumos la urechi, la auzire, dar nu frumos ca fapte. Mântuitorul, ca un doctor ce era și de trup și de suflet, adresează următoarea întrebare. De când se chinuiește? Tatăl nu dă un termen. Ați văzut, când se face un tablou clinic la spital, spune, de 6 ani vomită, de 4 ani îl doare stomacul, de 3 ani a fost operat, de 5 ani ia pastila cu tare. Nu, aici tabloul clinic este cu timp și fără timp, dar limitat în timpul care trece. De multă vreme, dar mai ales atunci când îl chinuie, îl trântește fie în apă, fie în foc, fie îl izbește de pământ. Ce trebuie să înțelegem noi din această lucrare, din această frază? Dacă suntem doctori de suflet, ca duhovnic și ca preot, ce trebuie să înțelegem? Că toți pacienții noștri duhovnicești pot fi izbiți de pământ. Ce înseamnă? Căderea în păcat. Deci în timpul postului sau în timpul nevoinței duhovnicești, dracul poate să vină să bată război cu omul și să-l doboare. Un ucenic a venit la bătrânul său și i-a spus, părinte, am căzut, ridică-te, fratele meu. A venit a doua oară și i-a zis, părinte, am căzut, ridică-te. A venit a treia oară, părinte, am căzut, iar ridică-te. A venit disperat în cele din urmă, din nou, încă o dată și a spus, părinte, știi? Mi-e jenă, iar am căzut. Da, nu-i nimic, ridică-te. Dar bine, părinte, nu vi se pare ideea de a... Ce se întâmplă? Credincioșii noștri sunt mai deștepți uneori decât duhovnicii și chiar canonisesc mai bine. Stau două babe în autobuz la Taifas și spune, ție câte mătăniți a dat? 12, nu trebuia să-ți dea 12, 40? Nu trebuia să-ți dea 7, 25? Și spune, zice... Păi până când să mă ridic, părinte? Că tot eu cad și dumneata îmi spui să mă ridic. Fratele meu, până la ușa mormântului, important e să ne găsească Dumnezeu în permanenta ridicare. Și atunci fratele s-a dus folosit și de fiecare dată când cădea, se ridica. Același lucru este și în momentul de față. Deci când te-ai izbit dracul de pământ, te ridici în sus. Ce înseamnă pământul? Greutatea, lenea. Trândăvia, putoarea din noi, somnul, televizorul, telecomanda, filmele pornografice, casetele video, pierdut vremea pe 60 de programe și așa mai departe. Asta e unul din 6, dacă știți că sunt 3 de 6.
Ei, zice, lizbește în foc. Ce înseamnă că lizbește în foc? Își dă foc cu benzină în fața Parlamentului sau în gară sau la prefectură? Nu. Sunt patimile care ard în noi. Ai să-l vezi pe fumător că nebunește fără țigară, pe bețivan că moare fără tărie și alcool, pe curvar sau pe desfrânat și desfrânată că nu mai pot fără păcat și spune, părinte, nu pot să mă abțin. Am o lună de zile de când n-am greșit, am o săptămână de când n-am mai fost cu femeie. Deci ei spun, l-a spovedit. Bravo, zic, e o realizare. Luptă-te să fie cât mai rar ca să te poți curăți. Ei, această aruncare în foc este tocmai lipsa postului de care vorbește Mântuitorul. Deci când a spus că soiul acesta de draci este cu post și rugăciune, s-a adresat întregului auditoriu care stătea în jurul Mântuitorului, gură cască să mai vadă o minune nouă. Ei, să avem grijă să nu alunecăm în foc. A spus Apostolul Pavel, cine nu se poate stăpâni și nu poate purta zăduful zilei și vigoarea tinereții, să se căsătorească decât în foc să ardă. Spune clar. Cei care sunt în vârstă, cei care sunt văduvi sau sunt văduve sau sunt tineri, să se abțină sau să-și facă familie. Așa spun legile bisericii. Deci nu este interzisă atingerea de femeie, dar în mod legiuit. Spune că de multe ori îl aruncă în apă. Oare ce poate fi apa aceasta? Noi în proverbul popular aruncăm vorba aceea că ne-am înnecat ca țiganul la mal. Nu-i vorba de apa respectivă, ci este vorba de o altă apă. Vine omul cu hârtiuța la spovedit, pregătit, postit, îți făgăduiește versuri uscate, cam să fac, cam să dreg, eu totdeauna îi prind în capcană și îi pun să repete după mine. Făgăduiesc să fiu un creștin bun, să pun început bun de pocăință, să fiu un om serios, să nu-L mai supăr pe Dumnezeu, să nu mai greșesc până la sfârșitul vieții, să pot să fiu un creștin adevărat. Și zice, părinte, oare am să pot? Dar pe mine mă întreb. Pe tine întreabă-te, fratele meu, că tu ești. Păi nu făgăduiesc degeaba? Nu. Ca să trezești conștiința, de asta făgăduiești. Ca să punem conștiința la treabă, că a adormit, a lasit Libianu. La vârful păcatului conștiința doarme și la vârful virtuții. Când ai virtuți, n-ai nevoie de conștiință, că îl iubești fără margine pe Dumnezeu. Și acea apă care înseamnă? A început postul, a postit românul 3 zile, după aia mai trage un chef cu o friptură. S-a înfrânat 3 zile de la țigară, a mai tras cu 4 pachete de țigări. A scăpat o săptămână fără băutură, când a scăpat a băut 2 litri deodată. Sau începe pravila și rugăciunea și când se termină postul, eu îi mai întreb. Ca să nu-i rușinez, pun întrebări de genul matematic. Ați făcut măcar 50% din canonul care l-ați primit? Părinte, poate ceva mai bine. Zic 60-70%. Părinte, așa, cam mai bine de jumătate. O zi da, una nu. Sau îmi spune, părinte, poate 10% așa mai mult în weekend m-am mai rugat când am fost liber, că restul sunt la servici. Aceasta e apa lenii care ne doboară pe toți. Și pentru acest drac, părintele Cleopa avea o istorioară pe care vă spun doar în 3 minute, concentrată. Făcând draci un sfat mare într-o poiană, după ce au discutat între dânsii cum să înșele lumea, Sarsailă, cel bătrân, așa zis împăratul dracilor, Lucifer, a spus, vreau și eu la această ședință, 3 cu guvernatori diavolești, să-mi spună ce metode mai aveți de înșelat lumea. Și primul fraier a ieșit și a spus, eu le spun că nu există Dumnezeu, ăla era comunist, era Stalin. Și a spus stăpânul Lucifer, ești un prost. Lumea știe că există Dumnezeu. Au Sfânta Lumină, au Sfintele Moaște, au aghiazma, au preoții, au bisericile, au cărțile sfinte. Tu ești un tâmpit, vorbește aiurea. Bate-l cu biciul de foc. A venit al doilea Sarsailă și a spus așa, eu mă numesc Scărăbuță și am un alt stil de a deruta lumea. Le spun că există Dumnezeu, dar să nu se teamă și să nu fie frică de El, că orice păcate s-ar face, se pot ierta, că doar omul e făcut ca să greșească.
Și noi întâlnim în popor acest formular. Unde s-a duce toată lumea, părinte, acolo mă duce și eu. Dar unde a greșit toată lumea, acolo îi greșit și eu. Dar ce, lasă că dau eu socoteală de păcatele mele. Sigur că da. Numai un ochi, dacă ți-ar sări din orbită să împrăști așa ca stropul de ploaie, ai vedea câtă socoteală poți da. Că alergi la 1000 de doctori și dai toată averea să nu-ți pocnească și celălalt. Dar când te pocnește Dumnezeu în numele Tatălui, știți cine poate vorbi despre socoteala păcatelor? Un om care a trecut prin spital. Cine a stat pe pragul spitalului, în patul spitalului, pe masa de operație, într-un tratament de terapie intensivă, acela știe ce înseamnă să te agăți de firul vieții. Și ăla prețuiește pe Dumnezeu. În rest, omul care e sănătos și bine mersi, n-are nicio treabă. Vorbește de Dumnezeu ca de președintele Americii. Dragă, Satan acela știe ce le spune la oameni. Faceți orice că nu-i păcat. Mergeți și la biserică și curviți și fumați și beți și rugați-vă. Că Dumnezeu știe el ce să aleagă. Și aia e tot o înșelătorie. Este în Pateric o istorioară legată de această întâmplare când un sfânt al lui Hristos a văzut trei lucruri minunate pe care nu le înțelegea. Unul vroia să intre într-o biserică, dar ținea o bârnă de-a latul și nu putea încăpea și când se izbea de biserică, cădea jos cu tot cu bârnă. Unul avea o sarcină de lemn și tot mai punea întrânsa în loc să o ia, iar unul punea apă într-un butoi spart și apa tot curgea și iar punea și tot punea până obosea. Și a întrebat, Doamne, ce-o fi arătarea asta? Și atunci Dumnezeu îi spune, cei care vor să intre în biserică cu bârna de-a latul, sunt cei care au atât de multe păcate că oricât ar intra în biserică tot goi se întorc, nu le-a folosit cu nimic, adică ei merg la biserică ca la spectacol, ați văzut când e un din ăsta de teatru, de film, de artistic program se duce lumea să se delecteze, deci la biserică nu vii să te delectezi, vii să te concentrezi. Cei care cară sarcina cu lemne și vor să o ridice și iar mai adaugă în loc să ia, sunt cei care fac fapte bune cu nemiluita, dar nu opresc păcatele. Deci fac și păcate și fapte bune. Pe ideea, cum spune dracul al doilea, că lasă că alege Dumnezeu. N-alege nimic. Cine face fapte rele și bune deodată, e ca un om care sapă în nisip acolo unde curge apă, că doar apa spală nisipul. Iar cel de-al treilea, care pune apă în ciurul spart, este cel care pune fapte bune peste păcate și păcatele topesc faptele bune. Deci ori te ții numai de rele și atunci ești al lui Sarsail. Ori te ții numai de cele bune și ești al lui Dumnezeu. De ce? Scriptura ne-a spus, nu poți sluji la doi domni. Ori pe unul vei iubi, ori pe altul vei urâ. Deci nu poți să slujești și lui Dumnezeu și lui Mamona. Iar cel de-al treilea diavol, ăla parșiv, ăla era cel mai uns cu alifie. Sarsail! Și-a luat un cailac din stejar, un ciocan mare, un baros, un crampon de oțel și-a spus la stăpânul Lucifer, am să-ți arăt cum să muncește omul, nu cum crezi dumneata. Zice, ia să văd. A bătut cuiul o treime și i-a spus, scoate-l afară. A pus dracu copita și l-a scos, că el cu o gheară întoarce tot pământul. Și-a zis, l-ai scos ușor. Da, ușor l-am scos. Ia, l-a bătut două treimi. Și a spus, scoate-l afară. A băgat dracu copita și l-a scos. L-a întrebat, l-ai scos ușor? E, puțin mai greu. L-a bătut de tot, de tot, de tot și dacă ați văzut care lucrați în lemn, când bați mult cu ciocanul, floarea de la cui intră în lemn și lemnul face ca o pâslă, așa, și îi mănânci marginile. Și îndoi cuiul de desubt ca să fie mai bună priza. Așa a făcut și Sarsail. Și a spus, scoate-l acum. Ești nebun? Cum să-l scot? Dar n-am nici măcar de ce-l prinde. Ei, întunecimea ta, aici ai taina. Eu când vine creștinul la biserică îi spun așa, ești bun, ești blând, ești drept, ești credincios, ești evlavios, dar nu azi, lasă pe mâine. Duminica asta ești ocupat, duminica cealaltă ești ocupat, cealaltă ai treabă, cealaltă ai cutare, amu ești tânăr, amu ai școală, amu ai masterat, acu ai licență, acu ai nuntă, acu ai servicii, acu ai casă, acu îți cresc copchii, trebuie să te duci la grădiniță. Și când îi bătrân îi spun la om, du-te și te roagă, dar el nu se mai roagă că nu e învățat. Și zice, atunci e al meu. Păi și ce fel de boală e asta? Asta e boala amânării. Asta e apa despre care spuneam tatăl copilului îndrăcit că îl trântește pe fiul sus jos.
Deci feriți-vă de dracul amânării. Să fiți în fiecare duminică la biserică, nu pentru a aprinde o lumânare sau a da un leu la liturghie, ci pentru a-i face lui dracu în ciudă că sunteți prezență în biserică. Cu nimic nu îl deranjează mai mult. Nici dacă ar fi cu tremuri de pământ sau s-ar topi munțe, nu l-ar bucura pe dracu mai mult decât atunci când dormi în patul tău și nu ești în biserică. Duminică de duminică și sărbătoare de sărbătoare, când nu ești în foc continuu, în schimb de tură, de zi sau de noapte, să fii în biserica lui Hristos și să asculți liturghia, că-i mănăstire, că-i parohie, că-i la țară, că-i la oraș, tu să fii în biserică, că atunci l-ai topit. Și a spus Lucifer, mergeți în toată lumea și propovăduiți istoria lui Sarsailă, că e cea mai bună, cu asta o să doborâm toată lumea. Și comunismul, 50 de ani, mai că a făcut față cu treaba asta a amânării, că oamenii săraci după funcție, după servici, mai ocoleau biserica sau mergeau pe ascuns sub pretext că sunt urmăriți. Nu îi urmărea nimeni, părerea lor de sine și mândria, că nu te da nimeni afară. Spre finalul Evangheliei, se spune că Mântuitorul i-a poruncit Duhului să iasă. Aici am să pun eu accent două minute și închei predica că vă foiți. 1. Când Dumnezeu poruncește diavolului să iasă, să știți elementele principale care sunt pentru ieșirea unui demon din om. 1. Părăsirea păcatelor. Ăsta e primul semn că dracul vrea să iasă. 2. Fuga de păcat, adică căutarea de a... Cum să vă explic? Păcatul are și el niște trepte. Prilejul de a păcătui, locul de a păcătui, intenția de a păcătui, scopul de a păcătui, locul, crearea habitatului de a păcătui. Să-ți luăm de pildă, vrei să bei, nu? Te uiți să plece nevastă ta afară la treabă, te strecori în cramă, furi sticla, o duci sub pat, încui crama, pui cheia la loc, o trimiți să cumpiri o pâine și tu bei. Asta înseamnă pregătirea păcatului. Ei, în sens invers, semnul plecării diavolului din om este tocmai acesta. Fuga prilejului de a păcătui. Deci nu mai cauți prilejul. Al treilea motiv care îți arată clar că Hristos a poruncit dracului să iasă din tine este părerea de rău pentru păcatele săvârșite și automat spovedania lor. Deci să-i lua tălpășița cu hârtiuța la duhovnic și ai dezlegat. Părinte, am fumat două țigări și mi-e rușine. Părinte, am băut o chilă de vin și m-am bătat ca porcul și mi-e rușine. Părinte, m-am uitat după muier și mi-e rușine. Părinte, am furat de la vecin și mi-e rușine. Părinte, am înjurat și mi-e rușine. Deci te duci și le spui. După ce le-ai dezlegat și ai primit dezlegarea, cu făgăduința de rigoare care v-am spus, o doresc să nu mai greșesc, abia atunci, deci repet, abia atunci, duhovnicul ți-a dat dezlegarea și în momentul când primești Sfânta Împărtășanie, aici este foarte frumoasă expresia, după ce diavolul a ieșit, fiul lunatic a rămas ca mort. De ce a rămas ca mort? Omul plin de patim și nebun și turbat s-a liniștit deodată, parcă nu mai există. Blând, calm, bun, nu-i auzi gura, nu înjură, nu se irită, nu se agită, îi smerit, îi respectă pe cei din jur. Deci iată ce înseamnă să fii ca mort. Nu că putrezise și ieșise sufletul din el. Deci devenise omul normal al zilelor noastre, adică ceea ce sunteți voi în biserică. Vedeți? Acestea sunt semnele. Iar vindecarea, la capitolul vindecare, pun eu accentul. Și vi-l spun categoric. Bioenergia, remediile extra-parapsihologice, toate porcăriile astea cu magie albă, neagră și toate invențiile dumneavoastră care le găsiți prin tot felul de cabinete și de sclintiți care au venit și vor să vă vindece, sunt prostii. Avem trei feluri de medicină. Medicina clasică, unde îți dă doctorul buline și pastile, sau ceaiuri, siropuri, medicină naturistă. Și avem medicina duhovnicească, care o aveți la îndemână în această mănăstire pentru cei care veniți aici și în alte mănăstiri pentru cei care merg acolo, prin Sfântul Maslu, care se ține în toată miercurea dimineața la ora 9 și vinerea la ora 9
și sunteți așteptați pentru vindecare când vreți și când doriți, pregătiți de spovedanie, de o aghiazmă mare, de primit o dezlegare de păcate sau de ascultat o dezlegare de păcate. Și miercurea după amiaza la ora 5, când cu ajutorul lui Dumnezeu de acum, dacă se încălzește și e frumos, putem să facem un sfânt umaslu pentru a nu sta înghesuit sau obosit sau stresat, chiar și în aer liber, pe iarbă verde, ca să se simtă omul direct în natură cu Dumnezeu, să-și poate aprinde o lumânare, să-și poate sfinți un ulei sau o făină, dar nu poate preotul să meargă să vă caute pe acasă, în timp ce voi căutați în cafea sau în ghioc sau în prostii de doi bani, vrând să vă vindecați pe căi drăcești. Și ca drept dovadă că mai există și vindecători din aceștia paranoici, care ei se cred parapsihologici, vă mănâncă banii cu tot felul de ședințe. Cristaloterapie, mângâieterapie, călcâioterapie, pipăioterapie și așa mai departe. Nu fiți naivi și vă duceți banii acolo. Dați-i mai bine ori la copiii voștri, ori lui Dumnezeu într-un pomernic sau într-o ctitorie, că mai multă plată veți avea. Deci, alergați la doctorul care a făcut 6 ani de medicină și 5 de rezidențiat, 11 ani de școală și cu 3 de specialitate, 15, sau dați-i la doctorul Hristos, care de o veșnicie prin Sfintele Taine spune acolo să nu fie împărtășirea spre o sândă, ci de tămăduirea trupului și a sufletului. Iar apropo de vindecători, și cu asta am încheiat un ultimul minut, eram pustie în Pateric, am să vă spun două pilde de câte două rânduri. Lui Ava Visarioni se dăduse vestea că este cel mai mare vindecător și făcător de minuni. Și el, când vedea că vin creștinii la el, fugea, pentru că nu vrea să cadă în slavă de șartă, că poate vindeca sau tămădui. Și într-o zi un bătrân înțelept din mănăstire a spus: Ava, nu-ți va vindeca copilul, dar te învăț cum să faci. Pune-l în strana lui și când va veni bătrânul, vei vedea minunea. A pus copilul lunatic, îndrăcit, epileptic, cum era în strana bătrânului, și bătrânul, când a venit dimineață, a văzut că acolo e o făptură. Dar era atât de răpit în rugăciune, încât satana n-a știut cu cine discută bătrânul, cu copilul sau cu el. Și bătrânul, când l-a văzut pe el la strană, i-a spus: Ei, fugi, pleacă, dispari. Și satana a ieșit și a plecat și copilul s-a făcut sănătos. Deci iată cum să fac vindecările. Nu-ți pui etichetă și emblemă, eu vindec, eu scot dragi. Pentru că în aceeași situație un alt bătrân și mai sporit tot așa fugea să nu se dea în vileag că el poate vindeca. De ce? Lăsa pe Hristos să se proslăvească ca doctorul cel mare. Ce a făcut? A văzut că vine o femeie pe cărare cu un copil bolnav și a luat o rasă ponosită pe el și când a ajuns femeia în dreptul lui, a zis: Ce vrei, femeie? Păi el caut pe Ava Isihirion. Nu înschid curvarul ăla, zice, e plecat la femeie în cetate, n-ai ce-l căuta aici. Femeia s-a întors înapoi în cetate scârbită și îi spune, cum zic femeile, du-te acolo că e un popă de leac. Zice: Dragă, uite ce mi-a spus un călugăr despre popa ăla de leac al tău, că era în cetate la femei, umbla la desfrânate. Da, și tu proastă, tu nu știi ce vorbești. Măi, n-a vrut să ți-l vindece, fă ce-ți spun eu. Zice, bagă copilul în panierul cu fructe, pune fructe pe el, pune pe măgar, pe asin, panierul și du-te la Ava și zice, când s-a ieșit în cale și ți-a spune că Ava este Hirion, e plecat în cetate la femei, tu să-i spui, da, măcar binecuvintează în fructele astea. Și când femeia întocmai a făcut și când s-a apropiat de coasinul, de bătrânul, care iar a văzut că vine cineva, iar și-a luat rasa ponosită și a întrebat, pe cine căutați? Păi pe Ava Isihirion. O, curvarul ăla, bețivul ăla, nemernicul ăla, de la o femeie iese și la alta să duce. Zice, n-aveți ce face cu el. Dacă tot nu-i acasă, părinte, eu mă duceam până la el să-mi binecuvinteze fructele, să le duc la piață, să le vând. Fă-mi mata o cruce pe ele. Și când le-a însemnat cu semnul cruce, dracu a sărit dintre fructe și a fugit. A, creștin viclean, m-ai dat în slava de șarte. A, uite ce ți-a trecut prin cap. Deci cu câtă tactică fugeau bătrânii să nu se dea de gol că au trăire înaltă. Așa și voi. N-alergați cu limba scoasă
la apostoli și la proroci și la mucenici să vă vindece de boli. Alergați la Mântuitorul Iisus Hristos, că El ne-a spus clar, acest soi de dragi iese cu post și cu rugăciune. Amin. Să trăiți, Părinte.